ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți găsi și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi despre sănătate, discutăm astăzi despre condițiile din Spitalul Județean de Urgență Deva de data aceasta. Recent a fost inaugurată secția UPU a acestui spital. Mai mult ca sigur ați văzut și dumneavoastră în zilele trecute imagini pe care le-am prezentat și noi, de altfel. Este o secție nouă, o secție care vine cumva în sprijinul pacienților. Vom avea aici destul de multe compartimente, vom avea, bineînțeles, și urgențe pediatrice, lucru extrem de important pentru cei care au copii și cred că ei știu foarte bine ceea ce spun în aceste momente. Vom afla astăzi mai multe detalii despre acest proiect și despre ce o să mai urmeze aici la Spitalul Județean de Urgență Deva, bineînțeles, cu invitatul meu, domnul dr. Emil Stoica, managerul Spitalului Județean de Urgență Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Salut, mâna, cu drag oricând! De data aceasta vești bune, iată, pentru că am mai avut și alte emisiuni, am mai realizat împreună și probleme sunt și au existat și vor fi cu siguranță în continuare, dar este bine să ne mai canalizăm atenția și înspre lucrurile bune care se întâmplă și să vă informăm pe dumneavoastră, stimați hunedoreni, cu privire la aceste lucruri. Secția de primiri urgențe a Spitalului Județean, inaugurată recent, așa cum spuneam, vine cu o serie de noutăți de data aceasta. Nu a fost deloc ușor, pentru că în ultimii ani am așteptat, probabil, mulți dintre noi să vedem o schimbare în bine și în ceea ce privește această secție, care cred că este cea mai tranzitată de către pacienți, da. Cu urgențe reale, urgențe majore, dar și acei pacienți care ajung aici la UPU fără a avea un motiv bine întemeiat uneori. E adevărat. Chiar așteptăm acest moment de mult, fiindcă secția de, mă rog, unitatea de primire urgență a fost mutată încă o dată într-un alt spațiu, nici nu avea cum altfel, dar a ajutat Dumnezeu și am ajuns la etapa aceasta. Probabil că în 2-3 săptămâni după ce primim autorizații și avize, ne putem muta. Oricum o să mai existe o perioadă de vreo, cred că 48 de ore, în timp în care urgența se va închide, fiindcă vom face mutarea propriu-zisă și nu avem cum să luăm și urgență și să vedem și de partea cu mutatul. Haideți să le luăm pe rând. Ce fel de avize mai ne trebuie sunt de la DSP, acum, de sănătate, și de la ISU, avizul de incendiu. Este o chestiune de timp sau nu au fost respectate anumite? Nu. Trebuie făcut acum, mă rog, în viitor apropiat, că noi am făcut inaugurarea. O să trească să vină pentru recepție. După ce se rezolvă problema cu recepție, atunci dăm drumul pentru avize. Da? Undeva, cum zic, în 2 săptămâni, nu cred că mai devreme. Ideea următoarea, că chiar dacă durează 2 săptămâni, știți cum, consultațiile nu le facem la cort, cum era cu vreo 3 ani că le facem la cort. Locația actuală e ok. În parametri nu e nicio problemă, deci nu se pierde absolut nimic. Circuitele sunt bune, doar că după ce facem, mă rog, primim autorizațiile, atunci putem să ne mutăm și știm că lucrurile vor merge bine. Și spuneați că 48 de ore va fi sistată activitatea la unitatea de primiri urgențe. Ce înseamnă acest lucru pentru pacienții care, într-adevăr, vor avea o urgență reală și ar avea nevoie de sprijinul? Da, o să anunțăm și prin media atunci și ambulanța, ca urgențele să nu le mai aducă la noi, să le ducă la Hunedoara, și restul pacienților, în funcție de gravitate, îi arondăm spitalelor mai mici. Deci vor fi trimiși automat din ambulanță, practic, vor ajunge la... Da. Deci secție... ambulanța, vorbesc pentru urgențe. Acum, nu înseamnă că ambulanța duce numai urgență, că poate pacientul să vină cu aparținătorul, să vină la urgență cu patologie severă, fără să cheme ambulanța. Dar, în principiu, noi, dacă vom anunța, lucrul acesta se vor rezolva în mare parte, că am mai făcut mutarea acum un an, jumătate, și s-a întâmplat la fel. Au mai venit pacienți pe care i-am orientat în altă parte.
urgente. Bine, și dacă ar fi să fie urgență, putem să-i rezolvăm. Dar, Asta vreau să spun că probabil este destul de incomod pentru cei care vor veni cu mașina personală, spre exemplu. Da, dar urgențele noi le mai putem efectua, că în ziua respectivă o să fie și medicul șef, o să fie și alți medici, în cazul în care chiar este o urgență, gândiți-vă că ne descurcăm. Absolut, ne descurcăm. Suntem medici de urgență, medicul de urgență face gardă pe ambulanță, face gardă pe zmur, deci e aceeași chestie ca și eu sunt de urgență. Mă duc la urgență pe mașina zmurdului și găsesc un pacient în stare inconștientă, știu ce trebuie să-i fac. Deci nu trebuie să am pe lângă mine nu știu ce. Deci chestia asta se poate face chiar dacă ajung urgență la noi, o putem rezolva în pasul 2 cu analize, cu așa mai departe, chemăm secțiile și o rezolvăm. Eu am zis 48 de ore, poate nu durează 48 de ore, poate ne descurcăm în 24 de ore, dar e o marjă ca în cazul în care trebuie să, oricum, după ce monitorizarea și tot ce e acolo, le muți dintr-o parte în alta, dacă nu-i funcționat, nici nu ai cu ce să lucrezi. Îți vine, Doamne ferește, un stop cardiorespirator și vine cu mașina proprie și nu cu ambulanța, că dacă ar fi cu ambulanța, poți să intervii și să rezolvi situația. Dar dacă vine cu mașina proprie, nu ai unde să-l bagi, nu ai nici într-o parte, nici în alta. Și atunci, mă rog, e o problemă și cu pacientul și cu noi. Aici va conta foarte mult mediatizarea pe care o face la momentul chiar respectiv, vrem să pentru ca toți oamenii să știe în principiu, lucru. Să știe. Haideți să vedem și noi câteva imagini de la inaugurarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Deva. Iată aici, este cred că cea mai modernă unitate de primire urgență din județul Hunedoara, cel puțin. Aici vedem, sunt și locuri pentru ambulanțe aici în față. Țintit pentru ambulanță, fiindcă nu, dacă vin aparținător cu mașină, nu mai aici le aduc. Aici e pediatria, care are circuit separat comparativ cu adulții. Este important pentru că știu foarte mulți părinți care s-au cam plâns în anii aceștia de faptul că nu există urgență special dedicată minorilor. Iată că acum ați reușit să rezolvați și această problemă. Și acum ceva timp au fost spațiu separat, dar trebuia să tranziteze adulții. Acel spațiu comun, practic, unde spațiu erau comun, da. Pacienți, erau doar unde erau de aparținătorii. Da, era comun. La momentul ăsta avem și chiar este bine la urgență, la pediatrie, că e cu spații separate, nu au legătură cu adulții astăzi. Și în noua locație e la fel, cu intrare separată, ca și în locația de astăzi. Există acum practic mai multe compartimente, da, dedicate urgențelor. Avem urgențe sunt pediatrice, bine, am văzut acolo și urgențe minore. Și până acum erau pe partea de urgență, dar acum sunt mult mai bine structurată în sensul că avem camere țintit pe partea asta, camere pentru minore, camere pentru resuscitare și în locația cazurile aceasta. Cazurile grave, avem, practic. Cazurile grave care trebuie cu stopuri cardiorespirator și așa mai departe, trebuie să aibă un spațiu separat în care să-ți faci manevrele și mă rog, e și izolat, că am pus folie pe geamuri, acolo spațiile respective, mă rog, aparținătorii oricum n-au ce să caute acolo, dar nici nu pot să vadă ce se întâmplă și nici restul pacienților n-au vedere în camera respectivă. Cum este și firesc de altfel să fie, pentru că da, fiindcă se fac manevre care nu sunt chiar pe placul aparținătorilor sau pacienților, știți? Alea așa se fac, așa e protocolul. Să nu uităm că medicii trebuie lăsați să facă absolut treaba. E un mare lucru să știți că unul la mână și cazul în sine, dacă e un stop cardiorespirator, trebuie să știi ce să-i faci, o presiune pe tine, că trebuie să-l intubezi, e vorba de timp. Și după aceea mai există o presiune din partea aparținătorilor care în permanență întreabă și cred și eu că e normal așa, dar să e o presiune din partea lor, că de ce nu-i faceți, haideți mai repede, e foarte greu. Lucrul acesta se întâmplă în principiu în prespital, când suntem pe zmurt și găsim pacientul stopat și nu poți să dai aparținătorii afară de cele mai multe ori, dar e foarte greu să lucrezi sub presiunea lor. Deci nu vom mai avea, așa cum eram obișnuiți la unitatea de primiri urgențe, acel hol plin cu tot felul de pacienți care au diferite afecțiuni, cu aparținătorii, ați mai... Da,
Știți cum la intrare o să fie o cameră mare de recepție și triaj. Acolo îi se fac pacientului, îi se fac fișe, îi se face fișa și, mă rog, îi se întocmesc toate actele necesare. Ulterior, în camera de urgență minore, acolo pacientul stă, cei care nu au o urgență, care sunt pe cod, mă rog, verde și albastru, asta poate să stea între 60 și 120 de minute. Deci, teoretic, că nu trebuie neapărat. Urgențele majore o să intre tot în spațiul de triaj unde îi se face fișa, dar o să intre direct la resuscitare sau la critici. Are un alt circuit. Dar restul pacienților pot să aștepte în camera respectivă. Ce era important cu sala de așteptare, cum e chiar asta, cu monitorul și cu ce povesteam atunci, aici poate să stea aparținătorii. După ce au informații la început despre pacient, pe monitorul respectiv nu o să scrie numele pacientului, fiindcă nu-i normal, și o să primească un cod, de fapt codul fișe de intrare în spital. Și pe codul respectiv aparținătorul îl urmărește și va ști în fiecare, nu neapărat în fiecare minut, că nu se va schimba de la o minut la minut, dar va ști ce se va întâmpla cu pacientul. Și din când în când o asistentă o să vină, sau mă rog, asistenta care răspunde de caz, o să vină și o să mai povestească cu aparținătorul că o să mai trebuiască pe parcurs, chiar dacă avem monitorul respectiv, oricum trebuie să povestești cu pacientul, să-i și explici că merge acolo, că nu știu ce, că are aviz, că nu are. Sunt mai multe lucruri. Monitorul nu scutește dialogul. Și nu ar fi normal. Mă vă spuneam că e important și monitorul respectiv, că de cele mai multe ori aparținătorul vine pe medic, vine pe asistent și după ce spațiul respectiv era mic, ei îl ocupă. Acum n-ar mai avea motiv după ce îi dai datele. Asta mă rog, înseamnă general, că cineva din echipa dumneavoastră, da, va fi în permanență acolo, da, pentru a fi oferi normal acele informații. Așa ar fi normal. Știți? Un sistem electronic? Și, da, și verbal o să spună. Absolut. Că mai sunt date pe care trebuie să le iei de la aparținător. Vorbesc de cazul în care pacientul e conștient, dar dacă pacientul e în stare comatoasă și îl aduce cu mașina sau și cu ambulanța, ai nevoie de date pe care n-ai de unde să le iei și atunci automat o să povestești cu aparținătorul și o să și ții legătura cu aparținătorul. E alergic la ceva, nu știe, mă rog, și la rândul lui treaba aparținătorul mai departe. Mă rog, trebuie să ai dialog. Și aici este un circuit extrem de important care nu trebuie să fie. Da, să știți că e important, fiindcă am mai accentuat lucrul acesta în urgență, în principiu, că aici e greu, în urgență, că după ce ai de-a face cu mulți pacienți, aici e presiunea cea mai mare. Deci după e zona critică, pacient, practic, e zona critică oricărui spital până la urmă. Da, în general, să știți că în țară se întâmplă același lucru. După ce triezi pacientul, în sensul că, mă rog, ai pus diagnosticul și merge pe secția, indiferent care, să zică pe cardiologie. Pe cardiologie nu-i mai presiunea asta, că până acolo deja se cerne, el știe ce trebuie să facă, știe ce diagnostic are și omul e liniștit. Dar aici e o presiune fantastică și vorbesc de urgență, cred că datorită faptului că sunt foarte multe cazuri și urgență și non-urgență, medicul nu mai are timp să povestească cu pacient, nu să povestească, că deja e mult spus, dar să aibă un dialog. O chestie, să zic, de 30 de secunde sau un minut, nu mai are timp. Și atunci se întâmplă lucrul ăsta. Pacientul vine, de multe ori nu știe, chiar dacă eu ca medic știu ce trebuie să-i fac, îl trimis la analize, îl trimis la CT-ul. Eu între timp vorbesc cu medicul de pe interne, să vină să-l vadă, dar la pacient nu-i mai spun că uitați că trebuie să vină medicul să vă consulte. Pacientul stă. Administrăm o perfuzie, stă și nu îi se întâmplă nimic și da, foarte multe telefoane primesc că pacientul de două ore stă și nu-l bagă nimeni în seamă, ceea ce nu e adevărat, fiindcă eu ca și medic de urgență și să zic medic în ziua respectivă, mie nu-mi convine ca pacienții respectivi și nici nu pot, că până la urmă ești pe parafa ta, nu poți să-i lași așa de capul lor și să vezi pe cine vrei. Trebuie rezolvați fiecare că dacă ar fi să fie dimineața, să fie un val, să zic că vin câțiva și după aceea e o pauză, ok. Dar ei vin în permanență alții și alții și alții și alții și tu nu i-ai rezolvat pe primii care au venit.
cei cu afecțiuni mai severe. Este mare fluxul de pacienți la UPU? Să știți că sunt zile și zile, dar în ultimul timp și chiar anul trecut, sunt undeva la 40, 50, 60 în 12 ore. 60 în 12 ore am socotit la un moment dat că nu mai știu, la vreo 8 minute trebuie să intre pacient. Deci gândiți-vă că la vreo 8 minute îți intră pacient, pe pacientul respectiv trebuie să-l întrebi de tensiune, trebuie să-l faci o anamneză, trebuie să știi, trebuie să pui mâna pe el. De cele mai multe ori, timp în care vine un altul. Bine, vine. Se prezintă că chiar dacă vin mulți, nu înseamnă că trebuie să-i vezi pe fiecare în timpul respectiv. Dar e o mare problemă și o mare presiune că tu știi că trebuie să grăbești pacientul, fiindcă dincolo mai așteaptă nu știu câți. E o presiune plus că pacienții de dimineață, să zic, care ai văzut, nu sunt rezolvați. Ăla ai plecat la raze, ok, a făcut CT-ul, s-a întors cu analizele sau aștepți analizele, dar știu că am CT-ul, îmi trebuie analizele, ce-i faci? Asistenta vine și spune, știți, încă doare burta și varsă, vomită. Ok, hai să mai vedem analize, hai să mai vedem nu știu ce. Și asta înseamnă că în acel timp un alt pacient da. În continuare deci, așteaptă. Deci un alt pacient așteaptă, alții vin, înțeleg, e foarte greu. Probabil că e mult mai simplu să fii, adică mai simplu e mai ușor să fii într-o clinică universitară, în sensul că acolo unde sunt doi medici specialiști primari, sunt după tine vreo trei rezidenți. Și e mult 3. Mai simplu, da. Să zic că trei. Și e mult mai simplu să mai repartizezi unele cazuri care sunt mai ușoare și tu să te axezi pe cele grave. Sau să fim, cum ziceam de multe ori, dar e tot teoretic, să ai mai mulți medici, să ai și un al treilea. Al treilea, să zic că face doar urgență. Mi-ar fi convenit, cum spuneam, de mult să fac efectiv urgență pentru ce ești pregătit. Ce-i mai rău să-l fac eu? Dar să nu mă ocup de restul. Că pe lângă urgență vin o grămadă de pacienți care nu au înclin și mânecă cu urgența actuală, adică acum. El poate să meargă pe la medicul de familie să fie diagnosticat, poate să meargă oriunde vrea el. Chiar la centrul de permanență, cum am zis, că este centrul de permanență, doar că aici pacienții nu vor să meargă la centrul de permanență, că vor mai bine să aștepte și să vocifereze, dar așteaptă, că aici îi se fac analize, îi face CT-ul gratuit, îl vede și, indiferent cine știu, neurologul sau cardiologul și pleacă omul acasă mulțumit și cu rețete. Deși spune că ar trebui poate reglementate aceste lucruri puțin mai bine. Eu sunt convins că dacă ar fi două filtre să fie înaintea de urgență, ar fi mult mai simplu. Ok, urgența e urgență. Gândiți-vă că 25% din cazuri sau poate mai puțin care chiar sunt urgență și au nevoie de medic sunt privați de către ceilalți care vin la număr. Vrei, nu vrei să-l anumăr. Una e când vezi 10 cazuri pe zi sau 5 cazuri de urgență și știu că de fiecare mă pot să mă ocup așa și una e când văd 60 de pacienți, că acuratețea actului medical, credeți-mă că nu-i mai aceeași. Și știu și eu și știe toată lumea că nu mai poți să fii la fel dimineață când intri și după aceea la fel pe la 4 sau la 5 sau la 6 sau la 7 după să nu mai câteva zeci după de ce pacienți. Da, și fiecare vine cu o altă energie, fiecare are o altă patologie, fiecăruia trebuie să-i acorzi un timp pentru așa ceva și există șansă mare să scapi din diagnostic sau așa mai departe și răspuns pentru lucrul ăsta, ceea ce s-a și întâmplat, spune colegia noastră. E foarte greu. Și după aceea vă mai spun altceva. Mă gândesc că ok, eu sunt de acord să fac lucrurile astea, că sunt motivat ca și salarizare. Toată lumea zice că acum mă rog, medicii au salarii mai mari, dar, da, doar majorări. Că sunt de acord. Acum depinde, mă știți cum, care e termenul de raportare. Ca acum, nu știu, până în 2018, într-adevăr, aveai mult de lucru pe bani puțini. Acum ai foarte mult de lucru pe bani mai mulți, dar nu justifică activitatea asta. E foarte greu. Dacă ar fi urgența și, mă rog, terapia intensivă să aibă un salar mult mai mare decât restul, zici într-adevăr că ok, mai trag o lună de mine și mai vedem cum e când mă duc și dau cu cardul și vin o grămadă de bani. Dar diferența, să știți, că nu e atât de mare. Da, până la urmă este o profesie pe care v-ați asumat-o fiecare. Da, doar că sunt de acord că ai vrut urgență, ai făcut urgență, doar că uzura asta mare duce la decompensare, la deteriorare și la un moment dat, după 15-20 de ani de urgență, cred că nu mai ești motivat de bani,
unul la mână și doi la mână își degrada rău. Să vă gândiți, noaptea în urgență lucrez, ziua la fel, sâmbăta la fel, duminica la fel, de sărbători legale la fel, tu n-ai pauză și nu vezi, știți cum era discuția cu luminița de la capătul, să fiu dacă mai vezi luminița aia de la capătul tunelului, nu în cazul urgențelor. Și atunci uzura e din ce în ce mai mare, motivarea e din ce în ce mai mică și de aici se întâmplă să mai apară și greșeli și erori. Și toată lumea care vine e nemulțumită de urgență pentru faptul că sunt mulți și ar vrea ca medicul să facă în același timp 100 de lucruri, de ceea ce nu se poate face. Toate lucrurile astea sunt un risc pentru medic, sunt pe parafa lui și în cazul în care greșește, plătește. Și nu-ți trebuie decât o singură dată să faci lucrul ăsta, să ți se întâmplă, care la ce volum de muncă îi, cred că există șansa asta să, da, iar unele să se greșeli întâmple. Pot fi ireversibile, din păcate. Din păcate. Și nu neapărat că medicul a avut, dar din faptul că sunt atât de multe urgențe și presiune atât de mare pe urgență încât ai tendința la un moment dat ca și cazurile mai ușoare să le mai expediezi. Dar de multe ori se întâmplă că astea care sunt mai ușoare să le fușerești și să nu-ți dai seama că de fapt ăla ușor are un substrat. Și ar fi păcat să nu-l identifici atunci. Dar se întâmplă lucrul ăsta. Poți să faci diferența, dar din păcate asta se întâmplă la urgență. Câți medici de urgență avem în prezent? Sunt undeva la 14 pe urgență și 5 sunt pe pediatrie, pe urgență pediatrie. Sunt pediatri pe partea de pediatrie. Acum ceva timp nu era decât unul, acum sunt 5, mă rog, una este în concediu maternal. Deci 4 practic care... Da, de acum sunt 4, dar noi avem linie de gardă aproape continuă, adică nu, cu medicii noștri și mai face și pediatria. Secția mai face câte una, două gărzi, că altfel nu poți să-ți desfășori activitatea. Dar noi avem 5 din 5. Pe tură câți medici găsim? Un singur medic? Pe pediatrie. Da, mă rog, acolo volumul de muncă e mult mai mic. Mai mic. Nu sunt 60. Nu sunt 60, deși au fost 30. Au fost foarte mulți pacienți. Că dacă raportez că avem 120 de pacienți pe zi la urgență și împarți în două, că sunt doi medici, ar veni 60, dar în partea altă pot să fie 30. Dar și cei cu pediatria, adică copii, au o patologie, o nuanță mai diferită comparativ cu adultul. Dacă pe adult poți să-l mai, mă rog, să-l tratezi într-o altă manieră, pe copil nu ai cum. Și la copil vine și mămica, care e agitată, să știți că de cele mai multe ori mămica, adică părinții pun o presiune pe medic și nu copilul, că copilul nu știe ce se întâmplă cu el. Indiferent ce ai vrea să faci, mămica pune o foarte mare presiune pe personal. E de înțeles până la urmă. Da, sunt de acord, dar mă pun într-o măsură. Știți, dar vrei să faci ceva, nu-i de acord. Dacă îl înțepi într-o parte și cum sunt copiii, vedeți că nu de fiecare dată îi găsești vasul, vă dați seama că mămica sau părintele se inflamează. Da, este o problemă generală atunci când trebuie pus o perfuzie. E problema noastră, dar foarte greu. Și mă gândesc că acum fiul meu e mare, dar când era mic am pățit aceeași chestie și eu cum să mă înțepe copilul. Da, e o problemă chiar reală și serioasă pentru noi. Și cred că este destul de greu pentru un părinte să se detașeze în acele momente și să spună, da, ok, este spre binele copilului meu, am încredere în medic, îl las să-și facă treaba așa cum trebuie. Da, dar intervin, cum vă spun, odată lași, după aceea nu vrei să faci, nu știu, să nu povestesc de cazuri mai severe, să-i faci puncții și așa mai departe, care... Da. Mă rog, asta e patologia cu care ne confruntăm. Dar pediatria, până una alta, are personal și bine, cu linia de gardă și cu tot. Acum și astăzi, dar și de peste 2-3 săptămâni, e separată, au acolo, e chiar foarte bine. E foarte bine și pentru ei. Deci aici este aceeași poveste, dar cu părinții, cu aparținătorii pot să verifice Dar numai că aici, aceeași chestie pe ecran, doar că aici v-am spus că e un pic special, fiindcă de cele mai multe ori, rar se întâmplă, părintele acolo. Deci nu copiii pun problema din punctul ăsta de vedere. În partea cealaltă, la adulți, se întâmplă că vine cu cineva și... Ei sunt cei mulți și una e că sunt 60 de cazuri și, mă rog, sunt o grămadă de aparținători care nici nu au unde să intre. Nu puteți limita numărul aparținătorilor? Cum spuneți, poate sunt unii pacienți care vin cu 3-4 persoane. Ba da, că nu-i lăsăm, că nu ai unde. Că în urgență sunt 16 paturi. Mă rog,
Sunt undeva la vreo paturi destinate altor urgențe, nu cele neapărat majore, și paturile de resuscitare, de critici și, mă rog, cel de la gipsare. Dar oricum, indiferent cum ar fi, să-i lăsăm pe toți, unul la mână nu-i normal, dar ne-ar trebui o hală foarte mare să intre toți. Dar dacă intre toți, o să fie un haos general. Și așa este că sunt brancarzi, infirmiere, îngrijitoare, medici, asistente, care sunt în permanență mișcare, că du-te la rază, celălalt gipsează, cheamă medicul de pe terapie sau cheamă ortopedul, e un flux continuu. Dacă mai aduce și aparținătorii, cu siguranță că nu ne putem desfășura activitatea. Și partea aceasta a clădirilor și a spațiilor administrative au suferit, să spunem, unele modificări. Haideți să vedem și noi câteva imagini și discutăm pe baza lor. Da, modificări în bine. Aveați nevoie și de partea aceasta pentru a fi reabilitată, modernizată? Era necesar? Aici e TESA. Partea birourile de la TESA. În partea, nu știu, m-ați întrebat de TESA sau de birourile administrative? Păi și, administrativ, la birourile administrative, la urgențe, iarăși sunt importante, că acolo, mă rog, sunt câteva. E camera de gardă a medicului de în urgență, e camera de gardă a medicului de pe pediatrie, sunt vestiarele, este cabinetul asistentei șefe și cu spațiile, cu magazia respectivă pentru materiale și medicamente sanitare, după aceea are medicul șef, are cabinet și restul e o sală de training, de ședință și mai sunt vestiarele personalului. Asta este la etajul 1 în continuare a pediatriei. În partea asta la altă cu birourile, nu știu dacă aveți imaginile de la birourile noastre actuale. Mă rog, noi ne-am obișnuit în sensul că sunt de 4 ani și acolo am venit din start. Mi s-a părut la început mai greu, dar știți cum a fost pandemie, nici nu ne stătea capul la în ce condiții stai tu când spitalul trebuie să fie. Da, absolut. După aceea, odată cu obișnuința, nu ți se mai pare mare lucru. Vezi că nu-i ce trebuie, era și nouă și încă nu este rușine când mai venea cineva la tine că, mă rog, da, astea sunt, n-avem ce să facem, dar eu am văzut altfel lucrurile, în sensul că am zis că pacienții să aibă condițiile necesare și noi mai puțin, că nu noi avem activitate cu pacientul, că una e când pui pacientul într-un spațiu de genul ăla și cu baia respectivă și cu clădirea care stă să cade pe tine, și una e când suntem noi acolo, care am zis că asta e, mai durează ceva timp. A venit și vremea asta, în 2-3 săptămâni putem să ne mutăm în spațiile noi, care chiar pentru noi e așa o noutate și ne speriem noi de spațiile respective la cum arată. Adică foarte bine. Vă speriați într-un sens bun. Într-un sens bun. Și până la urmă și confortul cu medicilor, confortul acum, celor din partea aceasta administrativă contează. Sunt de acord. Gândiți-vă că noi tot spunem de pacient, că, mă rog, pacienții să aibă condiții, sunt de acord. Este firesc. Dar dacă personalul nostru nu are condițiile necesare, nu ai cu ce să muncești, e o mare problemă. Că ai pacienți, ai suficienți, dar medici, asistenți și așa mai departe ai puțin și de aia să tragi într-o manieră necorespunzătoare, nu e ce trebuie. Că, știți cum, și asistenții și medicii pot să migreze în altă parte, la alte condiții mult mai bune, mai ales acum când volumul de muncă la spitalul Deva e foarte mare și să știți că există o tendință mare ca medicii să se ducă în spitalele mici. Aveți astfel de cazuri? Da, am și avut. Și atunci când vrem să-i angajăm, e o diferență față de acum 20 de ani, când am venit, când doream spital mare, îmi doream să fiu în acțiune, așa, comparativ cu cei care vin acum, își doresc și nu-și doresc, se cam tem de spital județean. Volumul mare de muncă, cazuri grele, e o problemă pentru noi și când facem, nu selecția, că mi-aș dori să fac selecție, dar când vrem să angajăm pe cineva, că nu selecție. Avem. Comparativ cu, am avut la începutul lunii concurs pentru asistente, infirmiere, brancardier și medici. Medicii acum mai scoatem. La medici sunt unde și unul pe post. La medici, pe specialitate. La asistente, la debutante, de exemplu, am avut 6 asistente, posturi de asistent pe debutant și s-au înscris 62 de asistente.
Deci așa, la brancards pe 5 posturi s-au înscris vreo 35. Deci găsim foarte mulți care vor să muncească pe partea asta unde nu trebuie nu știu ce, dar pe partea de medic nu găsești. Și de cele mai multe ori, chiar dacă îi cauți și îi găsești și vrei să-i aduci, ezită pentru faptul că e spital județean și sunt prea la început. Și chiar dacă sunt rezidenți și sunt specialiști, sunt obișnuiți cu un volum de muncă. Când faci rezidențiat, ok, pe lângă tine sunt o grămadă și te descurci, și când mâine vii la într-un spital de genul ăsta și e singur, e o problemă mare. Și atunci ezită să vină și nu vin la un spital județean, mai bine vor spitalele mici. Deci acesta este motivul, pentru că din punct de vedere al dotărilor, al aparaturii, cred că aici lucrurile s-au mai schimbat la spitalul județean. Chiar aș putea să zic că s-au schimbat multe. Că mai putem noi să schimbăm pe parcurs, sunt de acord. Oricum, la 4-5 ani nu mai sunt uzate moral, indiferent ce ai vrea să faci și ce tehnologie aduci, peste ceva timp trebuie să o schimb. De-aia vă povesteam înainte că spitalul, nu neapărat județean, dar un spital mare sau dacă vrei să fii la zi, trebuie să investești în permanență bani, indiferent cum ai, chiar dacă acum ai terminat secția cardiologie, în 2-3 ani o să trebuiască la fel să investești, fiindcă nu mai corespunde una cu alta și în aparatură și în tot. Aparatură asta e mai modernă, mai modernă, actuală. Da, și mă vedeți că pe zi ce trece apară altfel de aparate, da, care trebuie să vă adaptați. Absolut. Deci vrei performanță, toată lumea vrea performanță din sistemul sanitar, să fii de ok, dacă să faci performanță, trebuie să ai personal de performanță și ulterior trebuie să investești pentru lucrul ăsta, că altfel n-ai de unde. În ceea ce privește dotările la UBU, aici da, chiar de ultimă generație, da, mai achiziționăm, ultima care trebuie să o achiziționăm și este pe un curs de derulare, e o stație de monitorizare centrală care adună toate monitoarele și în rest avem dotările necesare pentru urgențe defibrilatoare și ați văzut tărgile care sunt, scaunele, sunt o grămadă de lucruri noi. Oricum și ce lucrurile care au fost în partea cealaltă sunt de actualitate. Bineînțeles, bineînțeles. Absolut. Și de acolo o să luăm mare parte dintre ele și o să le aducem la urgență, că, mă rog, cu cât avem mai multă dotare, cu atât e mai bine pentru pacient. Plus că, v-am zis, 18 paturi sunt, atât are dotare, în dotare urgența. Dar în caz de nevoi, că ceea ce se întâmplă când valuri din astea mari... Că spuneați că sunt altă dată 30, deci poate 40, mult. 60 de pacienți. Cum veți reuși, bine, 60 de pacienți în 12 ore, dar s-a întâmplat acum ceva timp să fie foarte mulți. Cred că într-o duminică, gândiți-vă că medicul de familie nu lucrează decât vineri, după masă nu-i nimic, urgențele mici, oricum ne trimit nouă patologia și de multe ori pacienții vin la noi fără să mai meargă în altă parte. Deci a fost urgența plină, efectiv. Noi suntem depășiți cu 14 paturi, dar avem niște fotolii cu roți pe care noi le putem să le punem separat, pacientul stă acolo, bine, nu cel cu afectare severă, dar ceilalți care sunt foarte mulți, poate să stea, poate să îi pui perfuze, poate să îi recoltezi, poate să facă, să urmeze exact același circuit ca și restul pacienților. Practic este mai mică actuala urgență față de... Nu este mai mică, este spațiul mult mai mare. Aici e spațiu mult mai mare, cum e, că așa l-am făcut să fie mai mare. Doar că, cum vă spun, volumul de muncă e din ce în ce mai mare și ca să, teoretic, să fie o urgență chiar eficientă pentru toată lumea, cred că trebuia să facem încă o dată cât asta. Dar atunci ne trebuie și personal. Și acum avem deficit de personal și chiar dacă ar fi să fie toți, mă rog, numărul să fie complet, ar trebui la un moment dat renormat pentru cazurile care sunt acum, probabil când a fost normat în 1900, nu știu să vă zic, era altă patologie. Una e când vezi 50 de pacienți pe zi și una e când vezi 120 de pacienți în 12 ore pe amândouă cabinetele cu 3 asistente, că de fapt așa e. Sunt 2 medici, unul pe urgență, unul pe internă, unul pe chirurgie, care are fie 3 asistente, fie 4, dintre care una e la triaj. Și cam cu 3 asistente faci tot volumul ăsta de muncă. E foarte greu și cu 2 brancards, în ultimul timp cu un brancard. Săracul brancard nici n-a ajuns în urgență că îl trimite la CT-ul celălalt. Nici nu s-a întors înapoi că îl trimite celălalt medic. Spuneți că sunt mulți
mulți doritori. Sunt mulți, da, da, această sunt categorie, da, de ce sunt, e doar unul aici sau doi? Da, ok, poate să fie 100, știți că nu e o problemă. Ideea că au fost numai câteva posturi, ca 6 normate, astea de deficiență, adică astea erau posturile vacantate, că ne-ar mai trebui și în urgență și personal e ok, dar trebuie normat, trebuie iarăși alți bani și e o întreagă problemă cu astea. Cum am zis, lucrurile evoluează, noi am cam rămas la partea de personal din urmă. Din urmă. Facem ce putem. Aș spune așa ca o paranteză să vă bucurați că reușiți și vi s-a permis sau li s-a permis spitalelor să mai facă angajări. Că dacă ne uităm la ce se întâmplă în celelalte domenii de activitate, acolo lucrurile au fost, mă rog, angajările au fost blocate. Bine că au înțeles totuși necesitatea în ceea ce privește sănătatea și angajarea de personal aici. Dar să vă zic altceva, ținând cont că noi ultima dată când am angajat a fost în februarie anul trecut. Din februarie anul trecut până în februarie sau martie anul ăsta n-am angajat pe nimeni. Avem undeva un deficit de 122 de posturi. Era la, cred că acum vreo lună și ceva, probabil că s-au mai vacantat. Timp în care noi n-am putut să angajăm pur și simplu secțiile ca să funcționeze. Vorbim aici de asistente, de asistent, să știți că tot, sau? Da, asistent, medic, brancar, tot. TESA au fost câteva care TESA, și la TESA e o problemă că nu avem pe achiziții. E o mare problemă și cu achizițiile. Nu ați putut scoate la concurs? Deci nu am putut, nici nu am avut cum, că au fost blocate. E foarte greu când stăm în 3 persoane la achiziții și volumul de muncă e foarte mare. De-aia vă zic, indiferent care a fost deficitul, chiar de brancar sau de îngrijitoare. Îngrijitoarea avea rolul ei. Dacă era îngrijitoarea pe ginecologie, puteai să o pui în program normal. Neavând acolo sau o infirmieră, infirmiera, dacă au fost 3 și una lipsea sau 4 și una lipsea, nu avea cine să facă grafic. Și e o mare problemă. Și am mai luat atunci îngrijitoarea și am pus-o, am cârpit-o, ceea ce nu e normal, dar am făcut ca să poți să ai un grafic normal. Și lucrurile astea s-au întâmplat un an. Cu deficit de personal, adică de asistente, deficit de îngrijitoare. Cum am zis, la urgență era unul singur, că vreo 2 au fost în boală și unul singur sărac, cum mergea într-o zi, cred că făcea kilometri întregi, nici nu a venit bine că îl trimiteai să meargă, să ducă pacientul la internare. Când s-a întors, hai că ne grăbim că trebuie să mergi iarăși la raze sau să mergi pe, nu știu, pe secții. Foarte greu. Tot acest personal este și astăzi, este și mâine. Uzura, tocmai ce vă spuneam, e foarte mare și faptul că mai angajăm o asistentă la urgență nu face nimic. Că mai angajăm 2 asistenți pe nu știu, nu se întâmplă nimic. Uzura rămâne din urmă. Asta e marea problemă și poate și pentru asta lumea nu prea vine de specialitate, nu prea vrea spital județean. Se ferește de E o mare problemă. O altă problemă și aici cred că este a aparținătorilor, dar și a personalului până la urmă, este cea a locurilor de parcare. Am discutat de-a lungul timpului, nu este o problemă doar în ceea ce privește spitalul, ci până la urmă cred că toate comunitățile se confruntă cu această problemă a locurilor de parcare. Ați reușit să identificați soluții și din acest punct de vedere? Domnul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, declara zilele trecute la inaugurarea unității secției de primiri urgențe că va fi demolată o clădire aici de la spital. O să vedem și noi imaginile imediat și ar exista posibilitatea ca aici poate să fie amenajate locuri, mai multe locuri de parcare, pentru că, repet, este o problemă. Este într-adevăr și acută, în sensul că sunt din ce în ce mai multe mașini. Spațiile sunt foarte mici. Noi am vrea să facem o parcare sub și supraterană în care să putem să... Despre această clădire. Asta e clădirea noastră în care stăm exact la parter unde e căzută tencuiala acolo. Acolo e birou. Exact cum spuneați mai devreme, v-ați lăsat de fapt ultimul loc. Auziți, cum arată în exterior, așa arată și în interior. Cu toate că anul trecut am mai avut grijă de spații, că am mai tencuit, dar nu se întâmplă nimic, că mucegaiul a prins din nou. Problema, ca să faci o astfel de clădire să fie viabilă, trebuie să investești o grămadă de bani. Ales că
Și atunci soluția ar fi ca ea, deci, să fie demolată. Da, e chiar toaleta noastră. Uitați cum arată. Nu se vede, dar partea stânga a pereților stă să cadă. Nu a filmat în stânga sus. Astea sunt condițiile, că astea sunt băile baia mea. De fapt, nu e a mea, că e a băieților, că toate sunt la fel. Acum ceva timp aici a fost oncologia și la etaj a fost... toate infiltrațiile. Da, și asta e tencuită. Deci aici anul trecut au spart tot în toamnă, că era umezit până jos, au tras, au spart tot, au tencuit, dar se pare că se infiltrează pe undeva pe sus apa și nu am găsit aici sursa. Despre clădiri vechi, clădiri da. Care... Da, e o problemă și așa au stafetele în permanență, mai avem aici e la juridic și jurist are și probleme cu azmul și mă rog, da, nu ai soluții să pui pe altcineva acolo și să schimbi, că nu ai, că toate erau la fel. Deci asta e clădirea noastră, da. Clădirea administrativă, Spitalul Județean da. De Urgență, stai, Deva. Aici este o încăpere mai... Da. E mai decent mai un decentă, pic, dar da. E plină de și aici era cu igrasia, că și are. Toate sunt, uitați-vă. Asta e exteriorul. Și aici e sala de ședință, unde, mă rog, ținem ședințele. Aici cât de cât e mai ok, că nu erau scaunele puse. Scaunele sunt la fel de din 1900 și... Da, mă bucur că am trecut de, sau vom trece de etapa asta cu clădirea, în 2-3 săptămâni, avem și o sală de ședință nouă care chiar e generoasă, unde putem să ținem ședințe și numai ședințe, dar ne bucurăm și chiar suntem încântați de ceea ce vom avea de acum încolo. V-am zis, condițiile au fost doar pentru pacienți, acum sunt și pentru noi. Cum este firesc, de altfel, cum spuneam și puțin mai devreme, trebuie să aveți și personalul medical, de fapt, să aibă absolut. Condiții cel puțin decente pentru a putea până la urmă să-și desfășoare activitatea într-un mediu cât mai normal, cât mai optim, să dacă spunem. Revenind la locurile de parcare, da. Că mai avem vreo 3-4 minute din această emisiune, e complicat acum. Acum este complicat, în pandemie nu am lăsat să intre nimeni cu mașinile, dar a fost altceva. După ce s-a terminat cu pandemia, n-am mai avut un motiv. Mai ales că toată lumea era nemulțumită, fiindcă parcam pe trotuare și blocurile din vecinătate și, mă rog, locatorii de acolo ne-au tot sesizat, fiindcă le blocam locurile lor de parcare, ceea ce nu era normal. Dar gândiți-vă că acum toate mașinile astea sunt în interiorul spitalului. Dacă mâine vine mașina de pompieri, nu prea are pe unde să treacă. Și am găsit soluția cu parcarea supra și sub și supraterană, dar oricum toate sunt de timp. Asta e proiectul 2 care vrem să-l facem și asta e într-un cadru mare de proiecte cu extinderi de clădiri, cu secții noi, cu heliport și așa mai departe. Chiar și eu sunt curios cum va arăta peste vreo 2 ani spitalul. Deci aveți planuri mari în da, viitor, nu vă opriți la acest proiect. Nu. Ar fi păcat, acum ne-am obișnuit. Un proiect care a fost undeva la 9 milioane de da, lei. Da, da, urgența mai este în viitor apropiat, o să inaugurăm și laboratorul de radiologie, care este complet. Tot acolo este secția, mă rog, medicina nucleară și mai avem pediatria în incinta ambulatorului, pediatria care iarăși are un circuit separat comparativ cum e acum. Și ăsta trebuie, sediul respectiv trebuie, mă rog, spațiu trebuie inaugurat și pus în folosință. Astea sunt terminate. E vorba de timp. Cu astea putem să finalizăm partea asta de proiect și după aceea o luăm cu restul, că mai avem ambulatorul care trebuie să-l am câștigat și trebuie să-l... Ați câștigat un proiect da, ambulatorul. Deci trebuie numai să avem spații, dar nu avem spații unde să mutăm toate cabinetele de ambulator. Și ce veți face? Păi, dacă în 2 săptămâni mutăm urgența din spațiul actual în spațiu definitiv, rămâne cel care era, mă rog, spațiu care era prevăzut pentru
internările de zi. Dar nu o să mai facem acolo internări de zi, o să trebuiască un pic compartimentat și acolo să punem ambulatorul. Sunt vreo 20 ceva de cabinete. Un spațiu în care se vor muta anumite secții, cabinete, așa provizoriu. Asta se întâmplă acum. După ce te finalizează cu ambulatorul, vom muta înapoi și atunci, dacă cumva nu avem alte idei până atunci, atunci putem să facem spitalizarea de zi în spațiul respectiv. În vechiul spațiu, unde știm cu toții că a funcționat UPU de zeci de ani, ce se va întâmpla aici? Deci unde a funcționat urgența, așa, este pediatria, urgența pediatriei exact, și în continuare urgența pediatriei, vă spuneam că sunt spațiile administrative, birourile. Deci aici... Acolo etajul 1 și că urgența acum e pe două, pe parter, pe nivel de parter și etajul 1. Legate cu lift, că asta e important, cu pasarela care va duce la radiologie, pasarela care trece prin urgență, pe lângă pediatria și merge... Au legătură, practic. Au legătură și merge, face legătura cu laboratorul de imagistică. Acolo este și sala de operație pentru urgență în cască. Doamne ferește, ai urgență după ce investighezi pacientul, poți să mergi direct în sala de operație cu el. Dar ăsta e pasul 2 în viitor apropiat, că sunt finalizate numai, o să trebuiască să inaugurăm și partea asta. Eu cred că tot efortul ăsta merită pentru pacienți și pentru noi și pentru noi ca și personal medico-sanitar. Merită că una e când lucrezi în condiții favorabile ție și una e când lucrezi ca și cum lucrăm noi în spațiile respective care le-ați văzut. Și cum vă zic, toată lumea e câștigată, mai ales pacienții. Asta e important, bun final de emisiune, aș spune, prin ceea ce ne-ați spus puțin mai devreme. Am mai fi avut de discutat și despre ce se întâmplă cu secția de pneumologie, dar probabil că într-o altă emisiune vom discuta și despre aceste lucruri și despre celelalte proiecte pe care le aveți. Proiecte, poate unele dintre ele de suflet, să spunem, doar că aici intervin mai mulți factori. Da, cam toate sunt de suflet. Știți cum e că... Una e când cineva spune despre proiectele respective și ok, ești de acord, și una când le gândești și zici, bun, hai să ne mai extindem pe partea asta, hai să facem altceva, hai să beneficieze și pacienții de la pneumologie, de exemplu, că îi vom muta aici lângă noi, sau lângă noi ca și spațiu la momentul ăsta. Hai să beneficieze și ei de urgență, de terapie intensivă și de toate lucrurile astea, că e păcat că acolo pe Barițiu au o clădire... așa cum îi. Au spațiul ăla într-adevăr, dar în ultimul timp pacienții cu boli respiratorii nu mai sunt ăia de acum nu știu câtă vreme care veneau pur și simplu și după un tratament din ăsta ușor puteau să stea în parc și să linișteau. Cei care sunt acum sunt toți cu insuficiență respiratorie acută, care au nevoie oricând de terapie intensivă sau de urgență. Și terapia intensivă și urgența e undeva la aproape un kilometru de ei, ceea ce nu e mai normal, că de-aia e bine zis că aveți soluții, variante pentru orice.